Бачу, що мультибіні коментарі дим партія Домнului. Мă bucur să aflu împreună cu dumneavoastră în această zi deosebită, în prezența Domnului nostru. Și fiecare dată când noi venim, când creștinii se adună, când se adună biserica, noi prin închinare, prin laude, prin cântări, prin rugăciuni, demonstrăm, practicăm dependența noastră de Domnul. Dependența absolut totală noastră de El. Prin cuvântul inspirațional, noi ne formăm, noi ne învățăm, noi ne învățăm să fim cât mai eficienți, să gândim ca El și să activăm ca El. Și când plecăm de aici, noi chiar aducem diferența în lumea aceasta, în familiile, în anturajul unde suntem, fiindcă avem un scop, trăim viața cu un scop concret. Omul este... Interesant, Biblia spune că Dumnezeu a pus în noi gândul veșniciei. Ați citit așa, da, în Biblie? Dumnezeu a pus în noi gândul, fiecare dintre noi, dintre cei prezenți aici, care au primit pe Hristos, care urmează pe El, în noi este pus acest gând, ideea veșniciei, dimensiunea veșniciei. Este ceva ce frumusețe și natura veșniciei, cumva Dumnezeu a pus în noi. De aceea, când întrebi pe un copil ce vrei să fii, cine vrei să fii când ai să crești, ai să devii mare, el gândește nu la ceva am să fac curățenie cândva într-o încăpere, într-un oficiu. El spune, am să fiu un chirurg renumit, fiindcă au văzut ceva, au primit informația. Și atunci el privește, țintește în cel mai sus punct. De ce? Fiindcă în noi este pus gândul, dimensiunea veșniciei, marelui, infinitului. De ce noi, copiii, sunt foarte sinceri și adevărați. Întreb, ce vrei să fii? Vreau să fiu cosmonaut. El este foarte sincer și redă ceea ce este în interiorul lui când el privește viața și când el se gândește la viață. Cine vrei să fii? Vreau să fiu președinte. El nici nu pune niciun obstacol, nimic absolut. El nu vede aceste lucruri. El exprimă ceea ce este în interiorul lui. Dorința și dimensiunile când el va crește, când el va vedea. Ce se întâmplă în realitate? Când el începe să crească și începe să înțeleagă că să devii un președinte, un cosmonaut, un chirurg renumit, tu trebuie să te confrunți cu niște obstacole. Trebuie să lucrezi mult, să pui efort. Tu trebuie să treci peste bariere. Tu trebuie să fii tare. Și atunci, realitatea nu este că el nu este pentru, dar fiindcă este prea greu și el nu vrea, atunci el alege calea cea mai ușoară. Dacă nu are un ghid în spate sau în față care va spune, nu, tu trebuie, fiindcă tu ești pentru asta. Care nu are, și noi ca părinți suntem, care suntem în spatele copiilor noștri ca să ajutăm ca gândul veșniciei să fie exprimat. Fiindcă noi știm că natural omul rar cine va ajunge. Fiindcă natural, deja eu am exprimat acest lucru și miercurea trecută, că natural noi nu suntem, nu dorim să fim direcționați după niște scopuri concrete, clare, înalte. Natural, noi alegem copiii, mă refer în special în procesul de formare, de creștere. Copiii aleg să meargă după niște direcții cele mai ușoare. Să doarmă mai mult, să ocupe cu treburile care lor îi place, cu ocupațiile, să facă ceea ce fac, ei văd că alți, probabil și... fiindcă ei înțeleg că este greu. Eu aici am un text biblic care
interesant, Biblia nu vorbește despre, Biblia aduce niște lucruri, alegorii așa de simple ca să ne arate un adevăr. Calul este pregătit pentru ziua bătăliei, dar biruința este a Domnului. Ca calul să fie trimis în luptă și să biruie lupta, trebuie să fie pregătit foarte bine. Dar noi, care știm pe Dumnezeu, noi facem și prima și a doua. Noi pregătim și calul foarte bine, dar și nu ne bazăm pe noi înșine. Nu ne bazăm pe potențialul, pe experiență, pe performanță, pe, nu știu, bani, pentru pe cunoscuți. Noi ne bazăm și știm că biruința vine din partea Domnului. Dumnezeu intervine și El ia pregătirea a ta și a mea și începe să folosească. Începe să facă lucrarea sa frumoasă. Și în continuare, eu am scos aici două imagini. Am spus cuiva azi dimineață că, fiindcă discursul meu în limba română este greu perceput de biserică. Și atunci am spus, am să folosesc mai mulți imagini ca să fie înțeles pentru toți. Și atunci, aici este prima imagine, este un râu. Și vedeți cum curge râul acesta. Râul care a ales minimă rezistență. Asta este ceva natural pentru oameni, pentru copii, când noi ne formăm, creștem. Alegem cea mai minimă rezistență și asta nu contează bine sau rău. Oricum, n-aș spune că dacă trăiești așa, este cel mai rău. Nu aduci folos, nu ești binecuvântat. Nu este vorba în acest lucru. Dar noi vorbim despre punctul inițial. Dumnezeu a pus în tine și în mine ideea, dimensiunea veșniciei. Și atunci când noi știm, când noi simțim, noi purtăm acest lucru, noi nu vom fi satisfăcuți dacă viața noastră va fi semănată cu acest râu. Cu minimă rezistență. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că acest potențial de apă, această putere care are în sine, menține în sine apa, un volum de apă, care tot vine și vine și nu se oprește, este foarte bine comparat cu noi. În noi Dumnezeu a pus un potențial, o dorință, ne-a pus în noi și gândul, dimensiunea veșniciei. Este un potențial viu care curge și cei care avem încă experiență cu Dumnezeu, curge din Duhul lui Dumnezeu, din cer, binecuvântarea și energia lui Dumnezeu. Și atunci, dacă noi nu ghidăm această putere, ea poate să fie, să curgă, să aducă un folos, dar nu cel folos care trebuie să fie adus. Și ce înseamnă, cum a creat acest râu cursa lui? A fost ghidat de circumstanțe. A fost ghidat de alți, de factori externi, nu de cumva propria cursă și scopul. Vreau să arăt o altă imagine care este Golful Panama. Și la fel este vorba de apă, de un potențial mare, dar omul s-a gândit, acest potențial de apă se poate de ghidat într-o direcție și atunci el va aduce un beneficiu enorm de mare pentru lumea întreagă, dar și economic. Și atunci oamenii au construit și au dat drumul la acest potențial puternic cu un scop concret. Și știți, ajută la foarte multe corăbii. Traversează zilnic peste 40 de corăbii foarte mari, lineri. Și aduce un venit economic acest golf peste 1.500.000 de euro, de dolari zilnic. Asta este cumva când noi ghidăm resursul, punem după un scop oricare, el poate să aducă un beneficiu mult mai mare care are în el.
Și când eu vreau să aplic asta la viața noastră proprie. Când nu planifici, când nu pui un scop, când nu cauți de la Dumnezeu scopul vieții, când nu înveți de la alții, atunci cumva viața merge. Oricum viața merge, nu poți opri viața. Dar ea va merge cum, după sine, după minimă rezistență. Când ești ghidat de cineva, de niște idei concrete, niște scopuri concrete, atunci ajungi la și ținta. Aduci maximă, atunci aduci maximum rezultat, maximă binecuvântare, maximă influență și suntem satisfăcuți, fiindcă Dumnezeu ne folosește, fiindcă alții sunt binecuvântați de ceea ce cum trăim noi viața. Doresc să trec la cumva ideea de bază, comportamentul unui om condus de scopuri. Și noi vom învăța din Biblie, și aici este textul biblic din Proverb, capitolul 30, versetele 24-28. Eu voi citi aceste versete, dumneavoastră puteți deschideți Biblia dumneavoastră ca să putem trece împreună. Interesat scrie aici, eu voi citi textul și voi, la fel voi folosi imagini care sunt redate din textul dat. Biblia vorbește aici despre patru vietăți, sunt mai mici pe pământ și totuși din cele mai înțelepte. Și chiar o să vedeți, Biblia așa de simplu încearcă să ne transmită cum este comportamentul unui om care ia aminte la înțelepciunea și ghidarea lui Dumnezeu pentru el. Și aici este vorba despre prima vietate, este furnică. Furnicile care nu sunt un popor tare, dar își pregătesc hrana vara. Al doilea, șoarece de munte, care nu sunt un popor puternic, dar își așează locuința în stânci. Lacustele n-au împărat și totuși pornesc toate încete. Păianjenul îl poți prinde cu mâinile și se găsește totuși în casele împăraților. Și noi astăzi vom lua învățătura de acestea, de Biblia numește mici vietăți. Înțelepciunea numărul 1, care eu doresc ca împreună să privim. Noi am citit deja textul, eu am pus doar ce ține de furnicile, pregătesc hrana iarna. Scuzați, vara. Vara. Înțelepciunea numărul 1 este un om care este comportamentul unui om condus de scopuri. Este același, el știe principiul, el este conștient de sezonul vieții în care se află chiar acum. Asta este, noi învățăm de la furnică, ea pregătește hrana, ea înțelege sezonul. Dacă ai pierdut, nu ai ce căuta, nu ai ce căuta. Hrana, iarna. Iarna deja nu este hrana, trebuie vara de căutat. Un om care este condus de scopuri, el învață, cercetează, el întreabă, el vorbește cu Dumnezeu, vorbește cu alți oameni care au înțelepciune. Care este sezonul vieții unde eu mă aflu acum? Știți, eu vreau să vă prezint patru sezoane prin care trecem fiecare dintre noi. Eu nu mă opresc, fiindcă nu este scopul acesta. Dar aici suntem în jur de, nu știu, poate 120 de oameni și suntem reprezentanți din aceste patru sezoane. Și fiecare din om care, cumva, el trece acestea. Primul sezon a omului este, eu numesc sezonul de formare. Asta până la 25 de ani. Și el atunci face studii, formează, este ghidat de cineva permanent. Al doilea sezon este sezon de stabilire. Când deja având o profesie, el încearcă să stabilească.
фамилия, окупация, какая-то экспириенса, миссиуня вети согасит, атунчо акумуляза экспириенса, селупте пентру ун лок субсуаре. El este sezonul dat, încep să apar copii, el crește copii, este sezonul de stabilire, de luptă. Al treilea sezon este 40-60 ani, când omul care deja a acumulat experiență, știe ce vrea de la viață, pentru ce Dumnezeu a chemat, știe misiunea vieții, când deja are cunoștință, eu numesc sezonul viteza maximă. El deja pune în practică și aduce maximum folos. Și al patrulea sezon este sezonul când deja omul de la 60 și în sus, când omul dă estafeta altora, când deja iese din joc, investește în alții, este deja un tată, el deja susține pe alții, el deja încurajează ca alții să alerge, ca alții să câștige, ca alții să atingă scopul. Și atunci fiecare dintre noi, cumva, noi trecem sezoanele acestea și învățăm de la furnică, cunoaște sezonul și care sunt lucrurile importante în sezonul dat. Fiindcă dacă ai pierdut, nu poți recupera în sezonul. Dacă ai pierdut creșterea, dezvoltarea copiilor, nu poți recupera deja când ei sunt maturi. Dacă ai pierdut și n-ai luat studii, nu te-ai format când ești în primul sezon, nu poți când deja apar copiii. Posibil, dar deja asta nu este prioritate. Deja nu este deja pentru... Poți să înveți toată viața și asta trebuie să ne învățăm, dar fiecare sezon are lucruri importante pe care noi trebuie să punem accent și fiecare sezon este frumos în sine. Deci aduc aceste lucruri doar ca să fim conștienți cum este conștientă furnica. Așa spune Biblia. Al doilea înțelepciune noi scoatem de la acest mic. Biblia scrie așa, șoarece de munte nu sunt un popor mic, puternic, scuzați, dar își așează locuința în stânci. Înțelepciunea este pentru un om condus de scopuri. Stabilește scopuri trainice, serioase și durabile. El nu privește viața ca cum va fi, dar stabilește scopuri, unde vreau să ating, unde merg, cum eu educ copiii. Și eu aici vreau să scot câteva lucruri. Știți, Hristos la fel a vorbit despre aceste lucruri. El spunea, Hristos a adus o comparație. A spus, un om înțelept care ascultă înțelepciunea mea și aplică este comparat cu cel care pune casă pe stâncă. Un om neînțelept care ascultă înțelepciunea care transmitea Iisus și nu aplică, este cel care aude informația care înțelepciunea mea și nu aplică pentru viața lui. Este comparat cu un om care construiește casă pe nisip, netrainic, nestabil, nedurabil. Doar vine o furtună și o ploaie și distruge. Scopuri durabile. Când noi privim, eu doar niște direcții vreau să dau în timp ce vorbim despre aceste lucruri. Când noi vorbim despre sănătatea noastră, un om care pune scopuri durabile, el se gândește, când eu voi fi 60 de ani, dar noi vom fi acolo, cei care suntem tineri și mai tineri, sau chiar 80 de ani, dacă a dat Domnul viață, mă gândesc eu astăzi despre sănătatea mea sau eu sunt indiferent? Și atunci peste 50-60 de ani voi căuta cărarea mea de bază va fi la farmacie, cumva, drumul de bază. Omul care stabilește scopuri, el se gândește durabile, se gândește cu ce mă hrănesc, alimentez, cum mențin sănătatea astăzi. Finanțele.
Un om care pune scopuri durabile, el pune scop ca să câștige finanțe, să administreze corect finanțe, să crească în dezvoltarea finanțelor, ca să fie suficient pentru familie, pentru copii, pentru viitor. Un om care nu pune scopuri durabile, el trăiește astăzi, nici nu pune scopuri ca să dezvolte starea financiară. Familia. Un om care pune scopuri durabile, el se gândește ce aud copiii astăzi de la mine, ce învățătură dau eu astăzi copiilor, cum eu zidesc astăzi relația soț-soție, creștem noi sau noi trăim cum pur și simplu ne permit circumstanțe și atunci copiii au crescut, noi am rămas singuri și nu vedem nimic. Cu părere de rău, sunt mulți oameni care peste când intră în sezonul 4, ei sunt supărați pe viața lor. Ei nu sunt satisfăcuți de viața lor. De ce? Fiindcă n-au pus scopuri durabile, trainice pentru viața lor. Când mă gândesc despre chemarea, despre biserică, care sunt scopuri durabile care tu pui și eu punem? Luăm noi aminte ce fac eu împreună cu Dumnezeu astăzi. Mă aliniez eu astăzi viața mea, resursul meu, timpul meu, ca să merg în pas cu Dumnezeu, să fiu o binecuvântare pentru alții, să pun un aport bisericii mele, ca ea să dezvolte, să crească, să atingă scopul ei, sau nu mă interesează. Aceste lucruri cumva trebuie să ne preocupe foarte mult. Dacă vrem să învățăm lecția de la acestea mici vități. Înțelepciunea numărul 3. Biblia spune, lacustele n-au împărat și totuși pornesc toate încete. Înțelepciunea numărul 3 sună așa. Asumă responsabilitatea pentru viața ta proprie. Asumă totală responsabilitatea. Lacustele nu trebuie un împărat ca spune, hai treziți-vă, hai organizați-vă, hai motivați-vă. Ei singuri, așa spune învățătura biblică, ei singuri își se auto-organizează, automotivează. Ei singuri sunt responsabili cum trăiesc astăzi, cum cheltui bani, cum câștig mâine bani, cum este starea familiei spirituale, starea familiei fizice, ce aport aduc eu bisericii, cum eu voi fi peste 30-60 de ani, dacă Dumnezeu o să-mi dea viață, ei sunt responsabili. Ei nu învinuiesc pe alții, o fiindcă alții sunt de vină. Ei sunt responsabili pe ei înșiși. Înțelepciunea numărul 4 spune, păianjenul îți poți prinde cu mâinile și se găsește totuși în casele împăraților. Înțelepciunea numărul 4 sună așa, realizează un om care are un comportament condus de scopuri, realizează în viață scopuri mari. Gândul veșniciei, dimensiunea veșniciei. El nu se limitează la circumstanță, nu se limitează la provocări, până la prima provocare și m-am oprit. El nu se limitează cu limitele care impun poate familia, societatea, nu știu, posibilități. El este un om care știe că în mine este ideea, dimensiunea veșniciei, care nu este legată cu limitele, care este în afara oricărui limite. De ce este așa arată un om? Și el privește peste măsură, mărimea și posibilitățile sale. Pas cu pas, el face tot posibilul ca să ajungă în palatul împăraților. Așa este comportamentul unui om care este condus de scopuri. În continuare vreau să dau niște
iarăși o să privim un exemplu practic, dar dacă dumneavoastră poate ascultați pe mine și îmi spuneți, Eugen, bine, eu știu că trebuie să pun niște scopuri. Știu că asta este important. Știți că Biblia, eu nici n-am încercat să argumentez că Biblia este, acest lucru este biblic. Știți de ce? Fiindcă însăși Biblia toată are un scop în sine. Creația are un scop în sine. Când Dumnezeu privește lumea, noi privim când Dumnezeu a creat pe om, El a creat cu un scop concret. Când a creat deja pe om, El a dat omului scopuri concrete ce să facă. Când Iisus Hristos a venit pe pământ, El a fost foarte puternic orientat spre scopul venirii Lui pe pământ și El mergea doar după scopul care a fost în viața Lui. De aceea, privim învățătura Apostolului Pavel. Apostolul Pavel este așa de tare concentrat spre scopul chemării sale și el ține asta ca ceva foarte important pentru viața lui. De aceea, Biblia toată este cumva una din învățăturile importante de bază a Bibliei, ca noi să fim înțelepți și să fim ghidați de scopuri, nu de circumstanțe, nu de diavol, nu de alți oameni, străini oameni care încearcă să impună viața lor, să impună scopurile lor, să consume timpul nostru și banii și alte lucruri. Biblia ne invită la acest lucru. Și atunci tu spui, bine, dar cum să încep să fac acest lucru? Dar cum să pun scopurile, cum să aranjez viața, cum să fac o ordine în viața mea? Și atunci eu vreau să-ți dau ție sferele, domeniile vieții. Cum să încep să lucrez dacă vrei să aduci ordinea în viața ta, în familie, în gândire. Fiecare viață, plus minus, cumva este formată din câteva domenii care eu am să aduc. În viața ta poți fi mai multe sau mai puține. În viața mea, dar vreau ca exemplu să vă dau. Este domeniul spiritual. Este domeniul familiei, unde ești soț, soție, copii. Este domeniul biserică, unde noi suntem ca parte și noi suntem atașați puternic la biserică. Este domeniul finanțelor, care fac parte din viața noastră zilnică. Este domeniul cariera profesională, unde noi lucrăm, suntem angajați sau conducem afacerea. Este domeniul sănătatea. Și poate mai sunt alte domenii care pot să adaugi dacă este domeniul de creșterea personală. Și eu vreau să... Acestea sunt cumva sfere. Și fiecare sferă aceasta, un om înțelept, el încearcă să pune scopuri. Cum ca fiecare din aceste domenii să dezvolte, să progreseze. Să fie un rezultat, să fie o creștere, să fie o eficiență. Exemplu practic, dacă luăm domeniul spiritual, atunci corect ar fi dacă tu vrei să progresezi spiritual. În parcursul anului 2017, ar fi corect să pui în acest domeniu câteva scopuri concrete care la sfârșitul anului 2017 tu vei putea să măsori. Și să spui slavă Domnului, Dumnezeu a ajutat ca eu să progresez. Sau vei vedea și vei spune, la sfârșitul anului 2017 nu s-a întâmplat nimic. Și atunci, de ce? Zilnic timp devoțional cu Domnul. Ar fi bine că să stabilești. Eu vreau, doresc, Doamne. Voi împărtăși credința zilnic. Aceasta ține de creștere spirituală. Asta nu înseamnă că fiecare dată trebuie să cauți un om pe stradă, să împărtășești credința ta. Asta înseamnă că trebuie să fie împărtășite. Poți să împărtășești cu soț, cu soție, cu vecinul, cu colegul, cu prietenul, dar împărtășești lucrurile cu care tu citești. Dumnezeu îți deschide, cu care tu trăiești, experimentezi, poate mici, neînsemnate, dar tu redai, tu transmiți. Asta ține de un flux. Vine noi și noi transmitem, vine alte descoperire, vine alte binecuvântare și noi transmitem. Voi citi carte,
Конкрет, care vrei carte să citești în luna februarie ca să te ajute să dezvolți, să crești. Și trebuie descris. Voi citi cartea cu tare până luna. Asta e un sfat practic cum se formează scopurile dacă vrem să avem progres. Și voi fi încurajat săptămânal. Știți că deja v-am spus că noi natural ne abatem foarte ușor de la scopuri. De ce? Fiindcă apa caută rezistența minimă. Меньше сопротивление. Și atunci când noi, eu intenționat mă gândesc că Ștefan poate să mă încurajeze. Și atunci eu propun, Ștefan, eu vreau să mă întâlnesc cu tine săptămâna viitoare, să discutăm. Să discutăm despre timpul meu devoțional cu Domnul, viața mea spirituală, cum să îmbunătățesc. Și atunci discuția mea cu Ștefan, pe tema dată, mă va încuraja. Mă va da motivație, mă va da o nouă direcție, niște gânduri. Și atunci eu, dacă intenționat fac acest lucru, să știți că o să ținem cursa. Și atunci, la sfârșitul anului 2017, ai să vezi rezultate diferite. Dar dacă nu pui scopuri, nu trebuie să fii prea naiv. Eu folosesc acest lucru, suntem prea naivi. Și eu aud foarte des oameni spun, rugați-vă pentru creșterea mea spirituală. Ce înseamnă acest lucru? Pentru ce să mă rog? Dar dacă noi punem ca scopul să fac, să țin, să cresc, și atunci tu spui, rugați-vă ca să pot scula dimineață. Este alt lucru, corect? Rugați-vă ca să pot citi o carte, fiindcă nu pot, nu știu, nu se dă. Rugați-vă ca să pot împărtăși, nu merge limba. Rugați-vă ca să pot fi deschis cu cineva, să discut, ca să primesc. Este alt lucru și să știți, Dumnezeu vrea lucruri concrete și El ne va binecuvânta în lucruri concrete. Și atunci, dacă noi folosim, vrem să creștem, știți ce înseamnă? Vrei să crești. Dar când tu folosești, vreau să progresez în sfera spirituală. Și atunci pui scopul și Dumnezeu te va ajuta să progresezi. Vei avea noi revelații despre Dumnezeu, noi revelații despre chemare, noi revelații despre viitor, despre prezent. Vei fi un om puternic. Sfaturi practice. Dacă vedeți, eu am trecut un pic la practic ca să înțelegem cum să administrăm viața după scopuri. Când tu ai pus, ai definit scopul, definește foarte clar. Cum eu am dat sfaturi? Următorul lucru, scrie și transcrie aceste lucruri. Scrie undeva. Nu este posibil să urmezi scopul dacă n-ai scris. Și foaia aceea să fie în Biblie sau undeva. Scrie dacă este important pentru tine. Și transcrie, poate vrei să mai redactezi, să mai adaugi. Ține. Următorul lucru, practică, zilnic. Și numai decât. Dacă nu faci ultimul, atunci pur și simplu nu poți reuși. Evaluează-te. Fă o evaluare. Am ajuns eu, am citit eu zilnic săptămâna asta? Nu. Și atunci întreb, de ce? De ce n-ai citit tu săptămâna aceasta? Și că noi, știți că noi nu punem întrebări concrete, noi nici nu avem răspunsuri concrete. Dar când noi punem întrebarea, de ce eu n-am citit Biblia săptămâna aceasta? Atunci tu trebuie să răspunzi. N-am citit fiindcă m-am trezit târziu. Sau n-am citit fiindcă am fost foarte obosit. N-am citit fiindcă n-am făcut poate prioritate din asta. N-am citit fiindcă, nu știu, de ce n-ai citit Biblia? La evaluare trebuie să punem. Și cum să fac ca să... Știți, când oameni, foarte des eu aud că oameni când pun scopul și nu reușesc să facă, atunci ei se devin, cum spune, au vinovăție aceasta. N-am reușit, nu sunt bun, nu de nimic. Dar este evaluarea când tu faci. Când ai văzut că ai căzut, nu s-o primit, atunci spui, cum să reușesc săptămâna viitoare? Ce să fac?
cu cine să vorbesc, cine poate să mă ajute. Și atunci Dumnezeu ne va da izbândă în aceste lucruri. Spre încheiere, am scos aici o candelă. Frumoasă, nu? Nouă. Candela asta reprezintă viața ta și a mea. În special reprezintă viața celor care doar încep. Și eu spune, tineri, dacă sunt aici tineri, candela asta reprezintă pe tine. Este o altă candelă aici, care deja s-a consumat într-o măsură. Nu arată așa de frumos, așa de forme nu sunt aceleași, dar încă arde. Candela asta poate să reprezinte pe cei deja care am consumat din viața noastră, poate jumătate sau poate mai mult, din timpul nostru. Dar oricum ardem. Care este ce vreau să comunic din exemplul dat? Sunt oricum viața se consumă și noi nu putem să oprim procesul dat. Doar Dumnezeu oprește. Dumnezeu poate să vină și să pune mâna pe acest, cum spune, fițil. Și oprește și ea deja nu poți mai departe. Dar oricum viața se consumă, va arde. Și noi nu putem opri acest progres. Următorul lucru, noi avem tot dreptul și responsabilitatea să direcționăm acest proces împreună cu Dumnezeu. Asta ce putem face? Și întrebarea mea este, după textul dat, scrie aici Apostol Pavel, m-am luptat lupta cea bună, am terminat alergarea, am păzit credința. Și în final, aș dori foarte mult ca noi să... Sunt două întrebări retorice la care să răspundem personal. Ce lupte duci astăzi tu? Lupte bune? Lupte de atingerea scopurilor bune? Sau lupta de supraviețuire în haos, în neînțelegere, în rezolvarea permanentă problemelor la infinit? Ce lupte duci tu astăzi? Dumnezeu dorește ca tu să duci lupta bună, să pui scopuri finale corecte. Dumnezeu îți va da biruință, îți va da succes, îți va da izbândă. El va suporta, va fi o încurajare, o îmbărbătare. El este permanent cu noi. Ce îți consumă viața ta? Oricum ea se consumă, dar pentru ce consumi tu viața ta? La Galateni, capitolul 6, cu versetul 7, îmi place așa de mult când Biblia vine și ne dă, aici nu este textul dat, el spune, nu vă înșelați. Știți, Dumnezeu vine ca cu bită. Și cumva ne trezește. El spune, nu vă înșelați. Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Ce seamănă omul, aceea va semăna. Nu este altceva. Va secera, scuzați. Aceea va secera. El spune, fiți conștienți, treziți-vă. Priviți la viață destul de rațional și treji. Nu vă înșelați, fiindcă dacă nu semeni într-o direcție bună, într-o direcție concretă, sănătoasă, durabilă, n-ai să seceri, n-ai de unde să iai. Fiți conștienți. Dumnezeu ne apelează și ne aduce la o viață conștientă, intenționată, unde este prezent Duhul lui Dumnezeu, unde este prezent Harul lui Dumnezeu, călăuzirea lui Dumnezeu și binecuvântarea lui Dumnezeu.